3 ani întregi, ea stă pe un raft, satisfăcând nevoile soțului. Salut prieteni, cu voi canalul Lime Films și astăzi o să vă povestesc pe scurt episodul 3 din serialul Roar, anul 2022. Vizionare plăcută! A fost odată o fetiță cu un nume minunat Amelia. Mama mereu a învățat-o că între frumusețe și minte trebuie să aleagă frumusețea. Anii treceau, fetița s-a maturizat și a devenit un super model de succes. Deși munca ei îi aducea venituri bune, îi părea Ameliei foarte plictisitoare. Orarele nebune și fotografiile care o urmăreau peste tot doar intensificau sentimentul de dezgust. Dar odată, la unul din show-uri, fata îl întâlnește pe milionarul Harry. Se îndrăgostește de el și curând se mută în casa lui Enorma. Într-o zi, ea se trezește de la zgomotul care vine din cabinetul lui Harry și merge să verifice ce e acolo. De dimineață, bărbatul a montat un raft gigantic. De obicei, pentru așa lucru, Harry angajează oameni, dar anume acest raft el a vrut să-l monteze personal, căci e cadou pentru iubita sa. Amelia este plăcut surprinsă, dar se îndoiește că toți pantofii ei vor avea loc acolo. Atunci, Harry o anunță cu entuziasm că acest raft este pentru ea, cât Amelia va sta acolo, el va putea să o admire pe iubita lui în orice moment și asta îl va inspira să dea start încă altor sute de afaceri. Fata este nedumerită cum rămâne cu munca ei. La naiba cu ea, zice Harry, viața aia monotonă nu e pentru o fată atât de extraordinară ca ea. Tot ce trebuie să facă e să stea pe raft și să fie iubită. Fără să se gândească mult, Amelea se urcă pe raft, iar Harry cu grijă îi pune o pernă după spate. Apoi el merge să pregătească dejunul. În curând, perechea a făcut nunta. La ceremonie, fata în rochie de mereasă stătea la fel, cocoțată pe raft. Oamenii aplaudau și admirau tânărul cuplu, iar Harry a rostit un toast în numele iubitei sale soții. Mai târziu, noaptea când toți au plecat, Harry s-a ridicat la Amelia și ei au petrecut prima noapte de nuntă pe raft. În fiecare zi, bărbatul îi dăruia iubitei sale diferite cadouri scumpe și petrecea cu ea toate sărbătorele. Amelia se străduia mereu să se ocupe cu ceva, să citească jurnale, să facă exerciții, manicură. Uneori era îngrijorată că îl distrage pe soțul său de la muncă și de la. Comunicarea cu partenerii de afaceri Timpul trecea și sentimentele lui Harry începeau să se răcească. El tot mai des se limita la un simplu sărut în aer, în loc de cadouri, iar apoi s-a oprit complet în a o observa pe soția sa. Turind măcar cumva să-i atragă atenția, Amelia a încercat să-i vorbească. Harry însă a rugat-o să închide gura. Astfel, treptat, soția lui s-a transformat într-un simplu decor pe perete și arăta mai mult ca un trofeu. Odată, fata a încercat încă o dată să-i atragă atenția și a îmbrăcat cea mai spectaculoasă rochie pe care o, o avea, dar Harry nici măcar nu s-a uitat la dânsa. Și mai mult, a mutat masa așa încât să stea cu spatele la Amelia. Asta a supărat-o foarte tare. De atunci au trecut trei ani. Amelia nefericită tot stătea pe raft, așteptându-l pe soțul ei, care nu mai intra în cabinet. Înțelegând că așa nu se poate continua, fata a început să strige destul de tare. Apoi a decis să părăsească raftul, dar din cauza că a petrecut acolo deja trei ani de zile, distanța de la podea părea să fie uriașă. După ce a scos pantofii pe rând, Amelia a sărit Singura. În perceperea ei, zborul a durat o întreagă veșnicie. Doar foarte rapid, fata și-a revenit și s-a ridicat. Mușchii picioarelor erau atrofiați și a fost nevoită să se învețe să meargă de nou. După ce a mers un pic stângace, Amelia a ieșit în sfârșit afară. Imediat, lumea a început să joace în culori atât de vii. rece și mingile de tenis o încântau enorm. Bucurându-se ca un copil, Amele a mers în oraș într-o mașină de poștă. Din cauza lipsei de comunicare, a început să se salute cu fiecare trecător. Un bărbat a fost de acord să o ducă la plajă. Acolo, dansând de fericire, a rupt biletul de parcare a cuiva. A alergat după un câine, a mers la o lecție de yoga. La final, i-a dansat pe plajă și s-a aruncat în apă. Valul rece a adus-o în fire. Tremurând de frig, femeia iese pe mal și roagă niște necunoscuți să-i dea un prosop. Pe oameni nu interesează nevoile ei și îi refuză. Femeia audă și înghețată merge prin centrul orașului, astfel observă un magazin de cosmetică și decide să intre acolo ca să se aducă în ordine. Ea își spală rimelul care a curs și își face un nou make-up. Pe ea o observă o vânzătoare, Jordan. Ea se apropie de Amelia pentru a o lăuda, crezând că este un make-up artist, căci cum altfel să explice abilitățile. Dar Amelia o corectează pe Jordan și spune că munca ei constă în faptul că stă pe raft ca trofeu pentru un om bogat. Jordan însă nu o judecă, fiindcă mama ei a învățat-o că cel mai important e să fii fericită. Amelia îi spune că mama ei a învățat-o să aleagă între frumusețe și minte. Jordan însă a remarcat că nu e neapărat să alegi, poți să te folosești și de una și de alta. Aceste cuvinte au devenit o descoperire pentru Amelia, înainte ea nu s-a gândit la asta. La urmă, Jordan îi propune să i împacheteze cosmeticele alese la casă, dar Amelia zice că nu are bani. Când se întoarce acasă, Amelia decide pentru totdeauna să pună capăt trecutului ei și sparge raftul. Peste un an deschide propriul magazin de cosmetică, stând pe un nou raft. În spate se italează inscripția de neon, lasă toți să se uite. Astfel, femeia își demonstrează în același timp și frumusețea și mintea căci poate să conducă o afacere stând pe un raft. Oamenii nu observă femeia de pe raft și doar uneori se limitează la un scurt salut. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi, scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!